arătat de multe ori problema deșertificării în sudul județului Doș, care poate să afecteze viața a sute de mii de cetățeni din, din județul nostru. Pentru că dacă acest fenomen al deșertificării continuă, oamenii nu vor mai avea de ce să, să trăiască. Nu mai neapărat e o problemă la nivelul județului Doș, poate să fie și o problemă la nivel național. A rezultat o chestiune foarte clară. Două ministri trebuie să, să contribuie la un plan național, Ministerul Mediului împreună cu Ministerul Agriculturii, pentru că trebuie identificate clar acele terenuri care trebuie împădurite, precum și alte terenuri care ar trebui ameliorate, în sensul că înființate vițe de, de vie, pomicultură, dar toate aceste lucruri se pot realiza prin colaborarea celor din două ministere, bineînțeles, împreună cu institutele de, de cercetare pe care noi le avem la Județul Doș, atât în ceea ce privește domeniul silviculturii, cât și ceea ce privește partea de agricultură, pomicultură, viticultură. De asemenea, am discutat cu domnul ministru și problema poluării la nivelul municipiului Craiova și la nivelul Județului Doș. Deci o să-și fac o, o scurtă vizită, pentru că am ieșit din logica campaniei electorale. O să meargă la doamna primarul Olguța Vasilescu pentru o discuție foarte scurtă, pentru că știți, cetățenii au sesizat de multe ori probleme vis-a-vis de groapa ecologică. Acum, din județ, ne vin foarte multe sesizări și nouă ca și parlamentar vis-a-vis de colectarea selectivă, care trebuie să fie selectivă a gunoiului. Sunt mulți primari care sesizează multe aspecte în ceea ce privește această chestiune. Modalitatea de a, de a colecta. Știți că, la un moment dat, este discuția vis-a-vis de persoane sau vis-a-vis de cantitatea care este colectată. De asemenea, că autoritățile locale au probleme în ceea ce privește plata, pentru că sunt obligate prin contractul de asociere cu ANADI, ECOSUD, cu IDEX-ul să plătească din banii primăriei și, din punctul meu de vedere, este o mare problemă, pentru că sunt bani publici care se plătesc într-o societate comercială și nu cred că este în regulă ca autoritățile locale să transforme în perceptorii sau în casierii acestei societăți. Dar toate aceste chestiuni se vor discuta în viitor, în interesul cetățeanului, pentru că domnul ministru ne-a promis că o să vină pe această chestiune în ceea ce privește poluarea municipiului Craiova și găsirea unor soluții, cât și ceea ce privește colectarea selectivă a deșeurilor din județul Doș, o să fie o viitoare întâlnire pe această temă. Încă o dată mulțumim faptului de decizie din Guvernul României, domnul ministru, domnul ministru Ciucă, pentru că, repet, se afla asupra problemelor cetățenilor. De asemenea, specialiștii din instituțiile aflate în coordonare sau în subordinea Ministerului Mediului, le mulțumim pentru, pentru că au soluții. Numai că trebuie, așa cum s-a subliniat, puse problemele la aceeași masă, astfel încât decizia politică care va fi luată, fie la nivel de guvern, fie în ceea ce privește susținerea Parlamentului, certitudine va avea, va avea tot, tot sprijinul. Încă o dată mulțumim, domnule ministru. Aș dori să spun și câteva lucruri. Vreau să mulțumesc domnilor miniștri că au avut această inițiativă la Comisia Parlamentară de Doș pentru a veni domnul ministru Bana Matos de a evalua această zonă a terenului degradate din sudul județului nostru. Știm cu toții că este o suprafață foarte mare de terenuri care se pot împăduri. Este 100.000 de hectare de teren degradat din Isipos. Nu vreau să mai reau discuțiile care le-am avut, că exact cum a spus și domnul ministru, așa cum a spus domnul deputat, despre discuțiile care le-am avut referitoare la acest program național, care sperăm că îl vom implementa cât mai curând. Ca și reprezentant al Guvernului Teritoriului, voi face ca Comisia Tehnică de Prefectură să fie activă. Vom merge la administrațiile locale pentru a găsi terenuri degradate în zonă, de a identifica terenul, de a identifica soluții, de a identifica acele parcele care ar trebui cadastrate împreună cu cei de la OCPI, împreună cu Garda Forestieră, împreună cu toți factorii de decizie, pentru a le pune pe hârtie toate, pentru a crede în această comisie, pentru a se dezbate, pentru a face studiul să fie cât mai complex și a dus la cunoștință Ministerului Mediului. Bani, după cum a spus și domnul ministru, există. Toată treaba este de către autoritățile locale și la nivel județean, de a se implica
de a găsi soluții cât mai repede. Mulțumesc mult. Întrebări și v-aș ruga pe această, în acest sens, după această conferință de presă, noi ne vom deplasa la Poiana Mare și Călăraș și aș dori ca marca dintre dumneavoastră presa să ne însoțească.